Pompierii telormanene au fost solicitați încă de la primele ore ale dimineții să intervină la două accidente rutiere produse pe drumurile din județ la mai puțin de o oră diferență. Salvatorii Roșioren s-au deplasat la Dobrotești, unde două persoane rămăsesere încarcerate după impactul dintre două autoturisme, în timp ce pompierii alexandreni au plecat spre Mârzănești, unde s-a anunțat printr-un apel la 112 că un autoturism a lovit un cap de pod. Astăzi de dimineață, în jurul orei 3 și 30 de minute, pompierii militari au intervenit în localitatea Dobrotești la un accident rutier cu două autoturisme implicate și două victime încarcerate. Două persoane de aproximativ 41 și 52 de ani, cu traumatisme la nivelul capului, conștiente și cooperante, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la Spitalul Municipal Roșiorii de Vede. Evenimentul a fost gestionat de trei echipaje de pompieri care au acționat cu o autospecială de stingere, o descarcerare și o ambulanță zmurt, precum și de personalul medical al SAJ Telorman, care a intervenit cu două ambulanțe. La Mărzănești, în jurul 3 și 50 de minute, un autoturism a intrat într-un cap de pod, rezultând rănirea unei femei. La acest caz au intervenit pompierii militari Alexandrineni cu autospecial de stingere și o ambulanță smurt. Persoana rănită, de circa 27 de ani, conștientă și cooperantă, politraumatizată, a primit primul ajutor calificat și a fost transportată la unitatea de primiri urgențe din municipiul Alexandria. Misiunea pompierilor a continuat cu asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor. Cele două evenimente rutiere au rămas în atenția autorităților competente pentru cercetări. Sâmbătă seara pe E70 la intrare în municipiul Roșior de vede mai bine de o oră circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate pe un drum lateral după ce două autoturisme au intrat în coliziune. Din cauze și în împrejurări ce urmează a fi stabilite din cercetări, în seara de 16 noiembrie, în jurul orei 18.45, în timp ce un tânăr în vârstă de 20 de ani din comuna Băbăița conducea un autoturism din direcția Alexandria către Roșior de Vede, S-ar fi angajat în depășirea unui autovehicul fără să se asigure, în timp ce în depășirea sa era angajat un alt autoturism condus de un tânăr în vârstă de 24 de ani din comuna Peretu. Pentru a evita coliziunea cu primul autoturism, tânărul de 24 de ani ar fi tras brusc de volan, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie în vârstă de 28 de ani din municipiul Roșior de Vede, care circula în aceeași direcție de mers. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea femeii și rănirea unui minor de 4 ani, pasager în autoturismul condus de aceasta, fiind transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat faptul că șoferii nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice la momentul producerii accidentului. În toate cele trei cazuri, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs evenimentele rutiere.